Sfântul Unire este sfânt. Vine de la Sfânta Treime. Acolo își găsește sensul unirea. Unirea trebuie să fie dublată și de comuniune și de dragoste. Această unire o aflăm în Sfânta Treime. Sigur că de la Sfânta Treime dragostea, comuniunea, unirea și relația de pace, de prietenie și de dragoste între oameni s-a transferat. Că Dumnezeu din dragoste ne-a creat și pentru dragostea sa ne-a lăsat să ființăm. Așa cum spuneau și poeții vechi care nu erau creștini, despre care amintește Sfântul Apostol Pavel, că în Dumnezeu trăim, ne mișcăm și suntem. De aceea trebuie să păstrăm acest sentiment al dragostei și al unirii, al unității între noi oamenii, și unitatea niciodată nu este garantată decât de Dumnezeu, precum nici dragostea nu poate avea biruință prin toate aceste momente de cumpăn ale vieții, decât prin Dumnezeu care este dragoste, și Dumnezeu trebuie să ne însoțească în toată viața noastră. Așa a însoțit Dumnezeu neamul nostru de la începutul istoriei sale. Neamul nostru are o rădăcină adâncă, înainte de cucerirea Daciei de către romani, dar iată, din această simbioză, din această legătură a dacilor cu romanii, s-a creat un nou popor. Suntem un popor cu o veche civilizație și o religiozitate superioară grecilor și romanilor, pentru că aveam principala zeitate Zamolxis, și apoi pe această principală zeitate s-a putut altoi adevăratul Dumnezeu și strămoșii noștri au primit pe Dumnezeu propovăduit de Sfântul Apostol Andrei într-un mod unic. De aceea spiritualitatea noastră ortodoxă are unicitatea ei în modul în care poporul ce se năștea, se creștina, își primea un suflet, o haină nouă, o haină de lumină. Unirea cea mică pe care noi o cinstim, iată, trebuie să o vedem sub semnul purtării de grijă a lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel ce însoțește istoria. Fără însoțirea lui Dumnezeu, istoria ar dispărea. Pentru că și veșnicia, și timpul aparțin lui Dumnezeu. Veșnicia va copleși timpul la sfârșitul veacurilor. Și atunci timpul, ca un râu, se va revărsa în veșnicie, care este un ocean necuprins. De aceea trebuie să luăm aminte cum înțelegem rostul nostru, istoria noastră, menirea noastră. Rostul nostru este că fiecare dintre noi trebuie să avem conștiința că am primit de la Dumnezeu țara în care trăim. Strămoșii noștri de Dumnezeu au fost rânduiți să locuiască aici. Și înaintașii noștri, succesorii primilor strămoși ai noștri, au fost niște oameni credincioși și dârji. Ei și-au apărat și credința, și neamul, și țara. Eroii noștri sunt luminile noastre, care strălucesc
pe pământ în conștiința noastră, dar strălucesc și în cer, înaintea lui Dumnezeu, pentru că cei ce și-au pus viața pentru semenilor, pentru glia străbună, pentru credința și demnitatea neamului, aceia nu sunt uitați de Dumnezeu. De aceea, iată, s-au ridicat vlăstare atât de frumoase din neamul nostru. Au fost, de-a lungul întregii istorii, vlăstare atât de nobile, făcând parte din vița neamului nostru, care au promovat neamul nostru și i-au dat menirea sa demnă și plină de lumină în istorie. Sigur că din lăuntru său neamul a gândit unirea. Ce au făcut pașoptiștii? Au pregătit unirea înainte de ei. Ce a făcut Tudor Vladimirescu, care era sfătuit de mitropolit? A pregătit tocmai această solidaritate între oameni. Căci unirea însemnează să fim solidari unii cu alții, să ne facem viețuitori unii cu alții într-un spirit de familie. Și această familie românească are o sorginte veche. Această familie românească a străbătut istoria prin credință, prin limbă, prin obiceiuri, prin slujire, prin legătura permanentă cu cerul, pentru că promotorii unirii nu aparțin doar laicatului, ci și clerului. Mitropoliții, preoții din vremea aceea au fost sfătuitorii celor ce au înfăptuit unirea. Ei au adus prin rugăciunea lor inspirația, atașamentul înaintașilor noștri la neam, la țară și la credință. De aceea suntem beneficiarii unor înaintași plini de virtuți. Și iată, dacă de regulă aceste fapte istorice se pregătesc în marile cancelarii ale marilor puteri, de data aceasta a fost o excepție. Unirea nu s-a pregătit de către marile puteri, s-a pregătit înăuntru nostru, din credința, din dorința, din năzuința înaintașilor noștri. Românii, ca niciun alt neam, România au o limbă unitară și cărțile românești apărute în biserică, nu în altă parte, unde au apărut și școlile, cărțile românești au circulat în țările române, dintr-o provincie într-alta, de aceea limba română a fost trează în conștiința tuturor, a fost unitară, a fost sfântă, a fost un mijloc de comunicare. Și atunci când s-a înfăptuit unirea, că a fost posibilă între Moldova și țara românească în 1859, când, iată, jugul turcesc n-a mai fost atât de apăsător, dar în Transilvania era jugul austro-ungar încă puternic, sigur că aceia s-au bucurat de noi, cei din Moldova și țara românească. Și au rămas cu dorul și au trebuit să mai poarte dorul până în 1918. Dar unirea cea mică a pus temelie unirii celei mari. Tocmai de aceea trebuie să vorbim. Și este un moment de providență, de purtare de grijă a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a însoțit istoria neamului nostru. De multe ori am căzut, dar de câte ori am căzut ne-am ridicat.
Și cel mai elocvent exemplu era al Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, care cele două biruințe, cele două înfrângeri pe care le-a avut, le-a transformat în biruințe. Când a căzut oastea sa în război, n-a intrat în pesimism, ci a intrat în rugăciune, s-a sfătuit cu duhovnicul și înfrângerea a schimbat-o în victorie. De aceea, creștinul, orice cădere, orice poticnire, trebuie să-l trezească și să transforme orice cădere în ridicare și orice înfrângere în biruință. Avem înaintași de o valoare atât de mare. Sfântul Voievod Ștefan, ca viteaz, ca înțelept, ca diplomat și mari istorici, îl situează înaintea celorlalți, înaintea lui Alexandru cel Mare, înaintea lui Napoleon, înaintea marilor și dârjilor biruitori, pentru că Ștefan cel Mare, cu oaste mică și cu tactică înțeleaptă, a biruit armate atât de puternice și este cel mai strălucitor, biruitor în istorie din toate timpurile. Dar noi avem la celălalt pol și cealaltă jertfă, nu numai din război, jertfă din martiriu, avem jertfa brâncovenilor, care este o pildă de neuitat pentru orice român. Și iată, astăzi avem dârzenia Sfântului Episcop Bretanion, care a apărat credința și demnitatea strămoșilor noștri, care au rămas în credința cea dreaptă și care, într-o provincie atât de mică, așa cum era Sciția mică de atunci, un păstor smerit cu niște credincioși ai săi s-a opus unui împărat puternic și l-a biruit cu credința și cu solidaritatea, cu spiritul de familie al celor care au fost împrejurul său, căci el le-a spus: păstrați-vă credința, că soarta mea s-ar putea să fie să nu mai fiu cu voi. Și atunci nu l-au mai lăsat singur. L-au înconjurat cu dragoste și l-au păzit și a rămas încă 12 ani până când s-a sfârșit în mod natural, când l-a chemat Dumnezeu și a întărit mai departe credința înaintașilor noștri. Iată, avem atâtea mărturii, un nor de mărturii, cum spune Sfântul Apostol Pavel, referindu-se la cei ce și-au exprimat credința de-a lungul istoriei omenirii în Vechiul Testament și apoi cum era început în Noul Testament, și noi avem atâtea mărturii ale neamului nostru. De aceea, unirea mică este rodul unor jertfe, este rodul credinței, este rodul înțelepciunii. Iar înțelepciunea nu aparține oamenilor. Oamenii au primit înțelepciunea de sus, înțelepciunea care stă la tronul lui Dumnezeu. De aceea Sfântul Pavel se întreba: unde este înțeleptul, unde este cărturarul, unde este cercetătorul acestui veac? Sunt bune toate acestea, dar peste toate acestea este înțelepciunea lui Dumnezeu, căreia nicio înțelepciune nu-i poate sta împotrivă, că cei ce sunt înțelepți în veacul acesta, de unde au înțelepciunea? Și spune Sfântul Pavel: nu-i de la ei, este darul lui Dumnezeu. Și se ține înțelepciunea numai prin credință, prin rugăciune, prin dragoste.
De aceea, iată, cei ce au înfăptuit în unirea au fost înțelepți. Fără să se sfătuiască cu alții, au ales același domn în cele două țări române. A fost un act de înțelepciune, de inspirație. Și apoi a urmat recunoașterea unirii de către puterile europene și a fost recunoscută. Și iată, de aceea noi trebuie să vorbim de aceste momente care sunt repere în istoria țării noastre și în istoria bisericii noastre. Biserica a însoțit poporul necontenit. Niciodată n-a lăsat biserica din brațele sale poporul său, pentru că biserica noastră este, orice biserică ortodoxă, este Maica Domnului pe pământ și țara noastră este grădina Maicii Domnului, unde Maica Domnului este atât de cinstită. Și trebuie să vă spun că nicăieri în ortodoxie nu veți găsi privegherile în afară de Sfântul Munte și de Biserica Sfântul Sava, dar ca popor nicăieri nu veți găsi privegherile, slujbele pe larg, ca în Biserica Românească. Toate sunt recitative. Dacă durează 2 ore o liturghie, este mult, dar nu se poate. De asemenea, privegherile, vecernia cu litia, cu utrenia, cum stau creștinii noștri și 4 ore și 5 ore, nu veți găsi în altă parte. Deci spiritualitatea noastră este adusă de Dumnezeu în natura noastră, pentru că ne-am născut creștini și trebuie să rămânem cu această zestre și să rămânem în această țară pe care trebuie să o iubim, pentru că este casa noastră dată de Dumnezeu ca moștenire. Și de aceea, cine nu-și iubește patria, cine nu-și iubește credința, cine nu-și iubește semenii, se desprinde de tulpina neamului și nu-și mai găsește sensul vieții. Trebuie să fim întotdeauna și credincioși și patrioți. Și cele două sintagme nu se pot exclude niciodată, sunt complementare. Nu există credință fără patriotism și nu există patriotism fără credință. Trebuie să reconsiderăm aceste realități care au conținutul cel mai autentic, cel mai puternic, care este după voia lui Dumnezeu și purtându-ne sub aceste lumini ale credinței și patriotismului, noi umblăm în calea lui Dumnezeu și umblăm cu neamul nostru înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu va rămâne cu binecuvântarea sa asupra noastră. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumim în altă asupra voastră pentru acest cuvânt înălțător. Ne bucurăm pentru faptul că ne-ați adus în față acest sentiment de unitate, în adevăr, acest sentiment de unitate care se împlinește și slujirea pe care o aveți de fiecare dată aici în Arhiepiscopia Tomisului. Cred că cei de față înțeleg de ce noi, slujitorii Arhiepiscopiei Tomisului, ne bucurăm că avem un asemenea ierarh care iubește identitatea românească, care iubește liturghia românească, fără de care nu se poate vorbi de identitate românească. De aceea rugăm pe Dumnezeu să vă țină sănătos, să vă întărească în toate și să fiți mereu aici, în mijlocul nostru, acolo unde este locul bisericii, în mijlocul poporului pe care o slujește cu atâta dragoste. Să ne rugăm unii pe alții, pentru alții și să rămânem în familia noastră românească, uniți tot timpul, să nu ne temem de furtunile, de adierile, de toate duhurile străine care vin asupra noastră. Noi să nu primim ceea ce este străin, ci să primim numai ceea ce este autentic, adevărat și sfânt. Să-i ascultați pe ceilalți. Iertați-mi că am vorbit improvizat, nepregătindu-mă.
Dar vreau să... Nu puteam să nu vin dacă am fost anunțat și acum să împlinesc ce trebuia să împlinesc aseară, pentru că, uitați și aici, iată, îmi pare bine că simțiți toți aceiași emoții și vibrații pentru Maica Aspazia, o femeie căruia Dumnezeu i-a dat 95 de ani ca să recupereze cei 14 ani de închisoare și ca să vorbească, ca să se exprime, să fie o pildă și un reper de credință, de patriotism, de drăzenie, de mărturisire. Toți să ne împodobim cu aceste virtuți, căci fără aceste podoabe sufletul nostru rămâne sărac și rămâne în întuneric. Doamne ajută!